Alo, alo, aici e radio, Stroie și Vasilache, Dacă astăzi este 1 noiembrie și sărbătorim Ziua Națională a Radioului, se află că primul film cu sonor a fost Big Bang, realizat în 1935, în care joacă marile vedete radiofonice ale perioadei interbelice, Stroie și Vasilache. În anii 30, cinematografia românească era în plină dezvoltare, iar publicul românesc era încântat de noile tehnologii și filmele importate. Cu toate acestea, un film sonor românesc nu fusese realizat până în 1935, când doi actori îndrăzneți, Nicolae Stroie și Vasile Vasilache, au schimbat pentru totdeauna această situație. Cei doi erau cunoscuți pentru succesul lor la Radio București, cu emisiunea Ora Veselă, și și-au dorit să aducă umorul lor efervescent și pe marele ecran. Big Bang a fost o producție 100% românească. Echipamentul de înregistrare a sunetului a fost creat de inginerul român Iulian Gutenberg Argani, care a avut și rolul de producător executiv. Stroie și Vasilache nu doar că au jucat în film, dar s-au implicat și în regie, scenariu și în crearea coloanei sonore, semnată de M. Constantinescu și Max Halm. Imaginea filmului a fost realizată de Iosif Bertok. Premiera a avut loc pe 7 februarie 1935 la Cinema Arpa din București, cunoscut astăzi ca Cercul Militar Național, unde a fost primit cu entuziasm de către public. Deși criticii au avut păreri mixte și cinematografe l-au refuzat inițial, Big Bang a fost un mare succes. A rulat cu casa închisă și a fost proiectat în numeroase săli de cinema, ocupând locul 4 în topul filmelor anului. A rămas un moment important în istoria cinematografiei românești, deschizând calea pentru producții sonore autohtone. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați pentru mai multe povești fascinante din lumea filmului. Până data viitoare, rămâneți curioși și explorați magia cinematografiei.